Dă-te mai bune, uriaș de aici, nu înțelegi că vreau să încerc să filmez. Bă, serios, acum mănânci? Ți-am pus o întrebare. Acum mănânci? Păi și atunci, hai că te duc. Vrei să vezi un clip frumos? De ce? Vezi că camera e pornită. Bună, dragii mei, scuze de acele poneine, bun! Ok, prea în față camera. Bun. Am ponei nou, l-am primit ieri, sâmbătă. Unde a fost? Marici! Și o să vi-l arăt în clip. Este surpriză. Eu pe la o bucată să opresc și o să vă zic că este panelul meu. Și bine, hai să începem. Eram la teme. Păi și eu sunt la teme. Mă ajuți? Cât e un orionu? Și uite, poniul ăla cu părul albastru și cu pielea albă. E un poniu pe care l-am primit ieri de la Pepco. Nu spuneți nimănui, a costat doar 8 lei. Nu, n-a costat 8 lei, a costat 18. Ce e cu mine? Costă foarte puțin. La auction am găsit poniu din ăștia doar la 5 lei. În fine. Mă cert cu tine. Sigur. Vezi că te zic lui mama. Și unde-i maică meu? Da. Uite-te așa la mine. Maică mea și sorta. Și burta aia de flăcări și sori mea și... Asta-s spatele meu, nu? Prima oară ne-am prostit, dar acum hai să jucăm serios. Nu ne mai prostim atât de mult. Ok, spuneți da, vă rog, și pentru un da, like, te... vă rog. Ok. Foarte copilele astea. Am o idee. Am învățat să vorbească, dar abia s-au născut ieri. Deci, hai să dăm pe una, că nu o să cresc pe mări, să nu mă țin aminte cine sunt. Ce-i cu tine? Să dăm pe surioara mea? Nici gând, are părul ca al meu. La dușani, are părul ca tăi, că tu. Mă enervezi și o să te dau și pe tine. Nu vreau asta, nu permit deloc. Vreau să stau cu sora mea acasă. Dar pleacă sora mea acum. Așa s-a întâmplat totul. Ea micuță și s-a născut ca tatăl tău care a murit în război. Și mi-a amintește cum țipa la noi.
să născut și începe să vorbesc. M-ai iubit chiar mult, dar a plecat de lângă mine și s-a dus la tatăl tău. Dar a plecat și s-a dus la tatăl tău. Nu mai iubit cine și nu mă va opri. Să iubesc pe toată lumea, de cine voi iubi. Eu i-am crescut, i-am născut și de asta trebuie făcut. Război și pace, război și pace pentru tot ce am avut. Dar amintește-ți atunci prima oară când s-a născut și te-ai iubit, pentru că ai avut, pentru că ai avut o suiară și tu n-ai băgat-o în seamă. Ai plecat acasă, am iubit-o mult și am îngrijit-o mult. Nu, 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 nu. Nu mai va fi în familie acum. Vei avea grijă de ea orice ar fi. Dar nu pricepi că-s gemene orice ar fi. Gemene sunt tarădam, tarădam. Una s-a născut ca tine și una s-a născut ca mine și ca tata. Va exista doar ea peste tot. O voi iubi, o voi iubi peste tot. O voi hrăni, o voi îmbrăca. O voi schimba, o voi proteja. Nu voi lăsa ca tu să faci asta. Voi ști să fac orice da. Orice da. Și acum trebuie să fii de acord cu mine, da. Diseară o dăm. O punem la ușa oricărui ponei și o dăm. Sau chiar o ducem la așezământ. Pe furiș. La așezământ? De ce la așezământ, mamă? Fără nicio mamă. O ducem și pum! Ce rea-i, mama? Trebuie să chem elementele! Applejack! Bun, vino! Pinky! Nu, Twilight Sparkle! Vino lângă mine! Pinky va! Nu, Ray Wallace! Vine lângă mine. Pinky Pie! Treci lângă mine. Sau lângă Rainbow. Rarity! Da, ți-am luat-o înainte. Ok, treci lângă mine.